Și pistolul puneți pe masă, urmă. Desfaceți-vă. Ce sumă aveți aici? 5 milioane. 5 milioane. Aveți bagnote diferite sau ce fel de bagnote? Da, de 1 milion și de 500. De 500. Da, desfaceți dumneavoastră. Puneți-l așa. Așa. Haideți ca să citească seriile bagnotelor. Sunteți de acolo la da. Și să vedem. Vă rog să citiți dumneavoastră seriile bagnotelor de 500 de mii deocamdată. Vă rog să le citiți dumneavoastră. Ce serie este acolo? Serie și număr, vă rog. 044A, da. 46, 96, 552. Da. Bun. Citiți-o și pe cea de acolo. 002A, 031, 6676. Da. Bun. Citiți aici pe procesul verbal. Ce serie este? 552? Ce? Ultima, ia citiți-o tare, da. După procesul 044A, 46, 96, 552. Este aceeași cu bagnota care da. E dumneavoastră, asupra dumneavoastră? Da. Priviți-o și cu asta. Citiți... 002A, 031, 6676. Este aceeași bagnota care este asupra dumneavoastră? Da. În afară de sumele astea. Spuneți de unde dețineți banii ăștia. Deci... Și în ce împrejurați intrat în posesia lor? Luați-l. Dumnealui a mers astăzi pentru prezentarea unui material la procuror și a zis, a venit astăzi la... Deci am stabilit ulterior să mergem la procuror. Deci dosarul este făcut mai de mult. Despre ce dosar este vorba? Deci a fost surprins conducând un tractor neînmatriculat. Cine l-a surprins și unde? Deci l-am surprins noi, polițiștii. Dumneavoastră? Da. Deci dumneavoastră l-a surprins, personal? Da. Da, și cu colegul, era și șeful de post. Când l-a surprins? Deci pe 28-a 3-a. Așa, bun, mai departe, povestiți. Da, și astăzi am fost la procuror pentru prezentarea materialului, la parchetul local. Zâmbovița, da? Da. Așa, bun. Da. Da, și am mers astăzi la prezentarea materialului. Dumnealui a venit la orele 16. În dosarul în care spuneți că l-ați depistat pe drumul pentru ce... Da, da, trebuia să prezentăm materialul și astăzi am fost la doamna procuror. Așa. Și dumnealui a zis, domnule, n-am cu ce să merg, am zis, ne întâlnim la parchet. Așa. Și a zis, n-am cu ce să merg, merg cu dumneavoastră, vă plătesc cât considerați, nu știu ce. Și a zis, domnule, o să băgăm motorină în mașină, o să mergem împreună, niciun fel de problemă. Și când am ieșit de la doamna procuror, am pe la pe cu acu când ne întoarcem și băgăm motorină. Și mi-a dat acești bani. Deci, 2 milioane.